Se apropie cel mai așteptat weekend al verii în orașul Victoria. În perioada 26-28 iulie, la stadionul din oraș, sunteți invitați la zilele orașului Victoria și la festivalul la noi, la Victoria Veniți, care au loc unul în continuarea celuilalt. Așadar, vineri de la ora 19 va avea loc concursul Victoria Descoperă Vedeta și se va desfășura un concert susținut de Fortissimo Band. Sâmbătă de la ora 19 va avea loc premierea concursului Victoria Descoperă Vedeta. Apoi, cei prezenți vor putea dansa în pași de zumba, vor urca pe scenă pitic cu Iulia Caraiman, Irina Rimes, iar ziua de sâmbătă se va încheia cu un spectacol de lasere. Duminică, de la ora 18:30, pe scenă amenajată pe stadion, vor urca Camelia Cosma Stoiță, Răzvan Năstăsescu, Gianina Gabrilă, Mihai Teacă, ansamblu Cindrelu Junii Sibiului, grupul Cetină de Brat, Ionuț Fulea și, de asemenea, pe parcursul celor trei zile, se vor organiza concursuri de fotbal, bicicletă, handbal, alergare, desene pe asfalt, ateliere de croșetat, lucru manual și pictură. Anul acesta am legat zilele orașului Victoria, alături de festivalul La Noi la Victoria a venit, un festival care este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov, astfel încât am reușit să avem trei zile consecutive de sărbătoare la Victoria, începând cu data de vineri, când vom organiza pentru prima oară un concurs, Victoria Descoperă Vedeta, la care s-au înscris foarte mulți victorieni, iar premiantul o să primească și o sumă în bani. De asemenea, tot data de vineri vom avea un concert de la Fortissimo Band, după care ziua de sâmbătă va debuta cu o serie de concursuri care sunt adresate celor mici și familiilor, începând de la concursuri de alergare, orientare, fotbal, handbal, ateliere de creație și așa mai departe, iar spectacolul propriu-zis va începe de la ora 19, unde îi avem invitați pe Piticu Iulia Caraman și vom încheia seara cu Irina Rime și un spectaculos spectacol de lasere, iar duminică avem o zi dedicată popularei, începând cu Camelia Cosma, Mihai Teacă, Junii Sibiului și o să încheiem cu Ionuț Folia.